Aveți un lac, la dumneavoastră are balta pește? Da, deci noi am populat lacul. În prezent, după evaluările noastre, avem în jur de 3 toni de pește, deci în viitor vom asigura nevoile de pește pentru masa cerodinșeală din centrul nostru. E posibil, dacă dezvoltăm activitățile care ne le-am propus, atunci vom avea seră, vom avea activități cu beneficiari care vin din afară, vom avea de la lucru la seră și la pește și probabil vom avea și de vânzare pentru alte tipuri de centri. Pentru că, după calculul nostru, vom avea excedent. Dacă acum avem evaluat la 3 toni, la anul sper să am 5 toni de pește. M-ați impresionat cu organizarea dumneavoastră a activităților gospodărești. Aveți aproape tot ce vă trebuie. Efectuați aproape tot ce vă trebuie să efectuați în cadrul grupului dumneavoastră. Asta presupune însă multe economii. Da, deci dacă stăm așa, ne realizăm o parte din legume, o parte din fructe, o parte din carne, multe. Realizăm lapte, realizăm. Avem, ați văzut, este tot... de la căpșuri, de la arbuști, coacări, alpine, aprișe, muri, tot ce trebuie pentru, da. Și asta tot cu personalul dumneavoastră. Da, da. Îți scoateți și pe oameni la ergoterapie? Da, deci, sigur că da, există un, deci, medicii noștri specialiști, evaluează beneficiarii și le recomandă fiecăruia o anumită activitate ergoterapeutică. Deci dacă o să veniți dumneavoastră să vedeți cum se de la curățătul cecii, de la spartul nucilor, de la nucii. Orice activități la gospodărie, mai ales că cu frig, da? Da, dar în interior avem spații, unii sunt desfășoare acolo. Unii sunt puși la cusut, unii sunt puși pe... Și ne propune, deci există persoane care se ocupă de activitatea de ergoterapie și are un program. Domnule director, eu mă declar încă o dată uimit de ce văd pe coridoarele acestea, pe mesele oamenilor, prin bucătării, prin ateliere. Adică e un exemplu de frumusețe, e un exemplu de eleganță și de ce nu, de grijă pentru frumos. Da. Cam cum reușiți? Că până la urmă e ok aici. Atâta timp cât ai un colectiv de persoane care au gusturi și pot vedea după chipul lor că își doresc să fie frumos, după ținuta lor, că își doresc să fie ele, dumnealor, fetele, spune, elegante, sigur că și centrul devine la fel. Da, da, asta înseamnă să le puneți niște bani la dispoziție. Nu, din bani din puținul nostru care îl avem, deci nimeni nu primește mai mult, chiar mai puțin primim decât ceilalți din spitalele județene sau din spitalele ocupate. Suntem controlați ca spitale sanitare, ca după toate legile sanitare, dar plătiți după alte criterii, după alte principii. Deci considerăm că este o inegalitate, o inechitate în ceea ce privește salarizarea. Asta după legislația actuală, având în vedere că aici sunt persoane în vârstă cu foarte multe probleme medicale și trebuie să o mulțime de manoperi și o mulțime de cunoștințe. Este un efort deosebit la când se vine la salarizare, salariile sunt mult mai mici decât celelalte. Și totuși nu vă plângeți de... Nu, dar nu asta. Deci am pus asta timp, când ne-am însușit și am acceptat să lucrăm aici, nu punem, în primul rând, salariul. Punem, în primul rând, nevoia de a rezolva problemele beneficiarilor care sunt în urmă în cer. Cum vedeți viitorul, domnule Ion Brâșcanu? Deci eu, dacă sunt sănătos, colectivul sănătos, realizăm proiectele care ne le-am propus, pentru că ele sunt mult mai numeroase pe ce am putut să mă relatez la practic. Centrul nostru va deveni un centru puternic,
în centrul Capalic, să rezolvi o parte din nevoile medicale și sociale ale județului Vaslui. Vorba episcopului Casian când l-am intervievat la Montreal și că pentru noi viitorul sună bine. Vi se potrivește? Da, deci atâta timp cât îți dorești și îți place ce ești îți place și cât și colegii nu cresc aceeași păreri, nu îți pare greu, că devine plăcut când vezi că ai rezultat. Și când ne întâlnim și noi, cu diferite ocazii, cu zice nouă martie, sărbătorim la Cubiat și cu alte ocazii, ne bucurăm din munca, de rezultatele muncii noastre. Încă acum am adus un microbus pe cei mei meritoși, atât bine cu atât personal, o să reușim să mai scoatem în țară, să vizităm lucruri noi, să putem să le adaptăm și cele care se vor putea adapta la centrul nostru, să le putem adapta, accesa. Domnule director, dați-ne voie să ne bucurăm și noi în calitate de prieteni de rezultatele bune ale dumneavoastră și să vă dorim sănătate la începutul 2017 și să ne întâlnim și, hai să zicem, în 2027, tot așa de optimiști. Deci v-am dat întâlniri peste 10 ani, da, să nu lipsiți. Da, e târziu, atunci eu sunt pensionar de plân atunci. Dar sper că atât cum mai sunt în activitate, să duc la îndeplinire ceea ce m-aș bucura să ne întâlnim bucuroși, să vă văd sănătos, să ne aducem aminte de discuțiile care le-am avut și în trecut și de astăzi. Și acum? Și să sărbătorim cu bine evenimentul, dacă vreți să fie. Dar sper să fie, trăiți cu speranța. Speranța nu are ultima, nu? Asta înseamnă că avem încredere în viață, domnule director. Trebuie să avem optimismul, este principala calitate care ne ajută să depășim toate greutăți. Că avem toate greutăți, că avem. Dar cum să nu avem, sigur? Nu avem lapte și mere și curge pe aici, da? Dacă suntem... Vreau să mă despart cu imaginea acestor două minunate păsărele care au privit, au asistat la interviul nostru mai cuminți că celelalte au fost gălăgioase.